hrăni azi un om cu un pește? Dă-i unui om o undiță și învață-l să pescuiască. Eu zic că dacă îi dai unui fermier conexiunile necesare, el va hrăni planeta. Pune-i la oaltă, fermier, procesator, distribuitor, bancher și asigurator, angrosiști și schimbă soarta unei ferme, a unui sat sau a unei localități. Și toate astea se întâmplă pentru că Dragoș Soare, primarul din Slobozia, a vrut să se întâmple asta pentru comunitatea sa. Se spune de altfel că un om sfințește locul. Locul acesta merita un târg ca acesta. Domnule Soare, vă ascult. Mulțumesc pentru invitație. Mă onorează aprecierea că omul sfințește locul. Eu mai am mult să demonstrez că sunt acel om, dar încerc să-mi fac treaba și să pun emoție, suflet în tot ceea ce fac. Și acest târg este expresia acestei emoții și acestui suflet pe care eu, împreună cu echipa primăriei Slobozia, îl punem pentru această comunitate. Omul sfințește locul, nu trebuie să rămână la ideea de zicală. Trebuie să se transforme în ceva. Și e bine ca oamenii care au posibilitatea să o facă, în general oamenii politici, aleși locali, ăsta e atributul lor și trebuie să se transforme în așa ceva, în omul care sfințește locul. Eu vreau în timp să mă transform în așa ceva și să dovedesc că se poate. De altfel, de un an, de doi ani și de când am devenit primar, mesajul meu pentru toată lumea a fost că se poate. Da, trebuie decât să facem pași, să încercăm, să ne asumăm și să muncim. Fără muncă nu iese nimic. Așa este. Ceea ce cred că v-ați propus, de altfel am mai avut un interviu, în emisiune, și asta era dorința dumneavoastră, să scoateți Slobozia, să o faceți din centru agriculturii, să o faceți să și strălucească. Nu numai atât, toată Slobozia în perioada asta a fost un zumzet frumos, precum albinele în stup, și eu sper ca la final să colectăm și mierea respectivă. Este ceea ce v-ați dorit? Evident că este ceea ce mi-am dorit, a fost o surpriză excepțională pentru că eu m-am ocupat parțial de concept, am spus cam ce vrem pentru comunitate și partenerii noștri APPR, Asociația Producătorilor de Porumb din România și compania care a organizat logistic toată această desfășurare de forțe, m-au încântat cu modul de organizare și cu nivelul ridicat de discuții și de teme abordate. Este excepțional, am avut la Slobozia în aceste trei zile, aceste două zile, mai avem o zi de târg, aceste două zile, punând și ziua turului VIP, lume excepțională, elita românească a agriculturii, dacă vreți. Ieri discutam despre doi titani care au fost prezenți și cu modestie domniile lor au spus că încă n-au ajuns la nivelul de titan, dar eu consider că sunt titan. Domnul Valeriu Tabără și domnul Lucian Buzdugan ne-au onorat cu prezența, au venit la Slobozia și au petrecut o zi întreagă aici, au stat de vorbă cu oamenii. Au fost participanți într-un panel de discuții? Evident, au fost participanți și pe mine m-a încântat enorm acest lucru, pentru că sunt elite ale țării care au venit la Slobozia, într-un orășel din Bărăgan, care pot spune că o lungă perioadă de timp a fost bine poziționat ca și expunere, dar în ultimii 20 de ani a intrat într-un cont de umbră și nu merită acest cont de umbră. Eu am venit să readucem acest oraș, această comunitate, atât Slobozia cât și Ialomița, acolo unde merită să fie, pentru că de-aia ne aflăm aici. Aș încerca să fiu un pic mai dură, pentru că toată lumea știe că ne cunoaștem și suntem prieteni. Și sigur. Aș vrea să fiu de partea cealaltă a omului care să vă provoace. Dar eu am primit o întrebare în timp ce eram în sala de conferințe. Un expozant al dumneavoastră, încântat de ceea ce a găsit aici, a venit și ne-a întrebat, eram un grup de 3-4 jurnaliști, de ce acest târg, ce are? Ce se simte altfel. De pentru ce? Că, în primul rând, nu este o afacere. Nu a fost gândit acest târg ca o afacere pentru cei care l-au organizat. Avem APPR-ul pe de o parte și Primăria Sloboziei pe de altă parte. Noi nu câștigăm bani din închirierea standurilor, din ceea ce se vinde aici, din... Nu, nu este o afacere pe termen scurt. Este o afacere pe termen lung, este un concept care
atrage atenția, care adună energiile bune, care dezbat, dă posibilitatea, o platformă de comunicare care dă posibilitatea celor care îl vizitează să aibă acces la teme extrem de importante, la chestiuni serioase, dar sunt făcute cu acea dorință de a face. Până și amplasarea standurilor, sigur, să știți, a contat faptul că ai cum să te duci, să te întorci. Este evident că și organizarea, discutam de Feng Shui, care este o artă. Nu știu dacă cei care au organizat aici au folosit tehnici Feng Shui, dar se pare că a adunat o energie extrem de bună această organizare și multă lume ne-a apreciat. Pot să vă spun că la dimineață, când am avut vizita consilierului de stat Dincă de la Cancelaria Primului Ministru, a plecat nu încântat, extrem de încântat și a spus: vă rog să-mi trimiteți toate fotografiile posibile, pentru că miercuri, când am ședință de briefing cu Primul Ministru, vreau să-i spun ce chestii excepționale am văzut aici. Este un feedback pe care nu i l-am cerut. A simțit el că trebuie să mi-l dea și a simțit și că trebuie să îl dea primului ministru, ceea ce este excepțional. Dragoș, iartă-mă că râd, dar mie nu-mi trece prin cap decât nu-i trimite poze, că poate ne impozitează mai mult. Nu ne impozitează, nu, nu. Doamne, era prea multă fericire pe aici să nu crească impozitele. Nu crește impozitul, pentru că nu am așa înțeles. Să face dezvoltarea crescând impozitul. Dar ideea este că oamenii au crezut că va fi un eveniment doar de dragul de a face un eveniment cu o anumită doză de superficialitate. Nu este așa, ci oamenii care au venit aici sunt extrem de serioși, temele care sunt prezentate sunt extrem de serioase, energia pe care noi am pus-o este extrem de bună și de pozitivă și n-are cum să nu-ți iasă. N-are cum să nu-ți iasă. Eu vreau să fac ceva pentru comunitatea mea, în primul rând, să atragem atenția că aici se pot dezvolta noi afaceri, că pot veni investitori, iar APPR-ul dovedește prin asta că este singura asociație din România care are capacitate superioară și generează prin această capacitate. Iată un târg, Farm Connect România, unde am conectat toată România, toată zona de interes pe această industrie, am conectat-o la Slobozia. Ce planuri mai aveți pentru viitor? Planurile, ce v-ați dori să vi se întâmple? Planurile sunt extrem de interesante. Eu aș spune, venind din zona privată și devenind primar, a fost o provocare și profesională pentru mine. Eu am terminat o facultate de științe economice, management, și am terminat și agricultura. Deci, oarecum, m-am pregătit pentru zona din care provenim și am coordonat și o afacere în domeniul agricol. Și mi-am dat seama că este o teză de doctorat să conduci o primărie. Nu este. În primul rând, trebuie să ai o gândire macro, trebuie să ai o gândire pe termen mediu și lung. Trebuie să știi foarte bine unde să punctezi. Nu toată lumea înțelege. Să știți că e o mare diferență între a fi un bun candidat și a fi un bun manager. Marile rateuri administrative vin datorită faptului că noi alegem buni candidați care nu sunt buni manageri. Este o mare problemă. Oamenii care ne plac nu sunt întotdeauna și oameni competenți. E, cheia este să alegi un candidat care este și bun manager, care poate să implementeze. Eu nu spun că sunt bun sau rău. Vom vedea în timp. Eu spun că m-am pregătit pentru treaba asta și că pentru mine este o provocare profesională să generăm lucruri la nivel macro pentru Slobozia, considerând că ceea ce facem este o construcție macro la Slobozia. Avem multe planuri pe lângă acest târg agricol care deja i-am făcut update-ul pentru anul următor, deja avem planurile chițate în mare, cam ce vrem la anul, văzând în două zile de târg cam unde-s minusurile și unde sunt plusurile, știm unde vrem să ajungem, este clar, și acest târg va deveni târgul de referință al agriculturii din România, un concept mult mai complex pe care noi aici l-am pus. Conceptul aici a existat și trebuie să-l scalăm, să-l ducem la un nivel extrem de important. Am avut ambasade care au fost prezente, nu mai spun că astăzi am avut ambasada americană
Departamentul de Agricultură printr-un reprezentant. Am văzut și alți ambasadori, am intrat în legătură cu ei, foarte mulți străini, reprezentanți de companii, oameni care au auzit. Este interesant. Ce vrem noi să facem pe viitor? În primul rând vrem să devenim centru zonal. Ce înseamnă? Definiți ce înseamnă acest centru? Noi suntem în centrul cele mai mari aglomerări urbane din România. Slobozia se află la 100 de kilometri de București, Constanța, Ploiești, Buzău, Brăila, Galați, Călăraș, Oltenița. Dacă adunăm și Tulcea, dacă adunăm populațiile din jurul Sloboziei pe o rază de 100 de kilometri, o să constatăm că suntem în centrul cele mai mari aglomerări urbane din România. București, Constanța, suntem la 100-120 de kilometri de aceste două zone. Economic, demografic, suntem extrem de bine așezați în centrul pieții interne. Da? Ce mai avem ca avantaje competitive? Pentru că discutăm în termeni de competitivitate. Avem în primul rând o conexiune, suntem nod rutier, toată Moldova se descarcă către autostradă, către A1 sau A2, se descarcă prin Slobozia. Celebru pasaj Drajna, ne aducem aminte câte probleme pentru cei care trăiesc în această zonă ne-a generat. Iată că se face acum acest pasaj, puțină lume știe, eu personal m-am ocupat în 2016 și am strâns 6.000 de semnături pe care le-am predat Parlamentului României ca să genereze acest pasaj. Nu eram nici primar, nu eram, eram un om de afaceri care vroia să facă ceva, să vedea, să miște lucrurile. Să miște lucrurile. Da. Deci avem această poziție geostrategică, discutăm de geostrategie mai mult ca niciodată. Vedeți în momentul de față. Vedeți niște silozuri mari, vedeți niște spații de depozitare. Pe lângă zona de logistică pe care, care poate fi relocat aici, foarte mulți jucători din piața de logistică pot să-și găsească aici o platformă excepțională. Avem tot ce înseamnă industrie agroalimentară, industrie de procesare. Gândiți-vă că noi avem pe o rază de 100 de kilometri materie primă foarte ușor de atins. Este extrem de facil ca pe această rază de 100 de kilometri să aduci marfă, să o procesezi la Slobozia și apoi să o împrăștii în toată această aglomerare urbană cu costuri minime. Cu costuri minime. Vorbim de Green Deal. S-a discutat aici de lanțul reduci scurt. Lanțul scurt. Păi unde e mai bine să atingi acest lanț scurt decât la cea mai mică distanță și de piață și de materia primă? Este excepțional. Avem know-how-ul. Oameni care asta au făcut toată viața lor, sunt născuți să lucreze în industria agri și agroalimentară. Avem acces la piața externă prin portul Constanța. Te urci pe autostradă și într-o oră și jumătate, orice tir care merge cu 90 la oră ajunge în portul Constanța. Noi putem procesa marfa aici pe care o putem trimite către export. Nu mai este problema noastră, este problema jucătorilor din piața de import-export, dar este facil să lucrezi aici la Slobozia, să produci și să te îndrepți și către piețele externe. Cele mai importante piețe pentru România sunt Nordul Africii și țările arabe, da? Din bazinul, și din bazinul Mării Negre și din bazinul Mediteranei, la care noi avem acces și avem conexiuni. Atunci, de ce să nu se poată la Slobozia? De ce nu este importantă Slobozia? Eu spun că este cea mai importantă zonă din România pentru investiții. Dragoș, în logistică și în industria agroalimentară. Imaginează-ți acum că ești regizor al unui film SFC în ceea ce te privește pe tine. Tu poți face acum, în mintea ta, tot ce-ți dorești. Ce ai face? Ai deschide, nu știu, un McDonald's mâine, ai aduce ce? Da, fii SF. Magie, baghetă magică. O baghetă magică, dacă aș avea. Da. În cel mai frumos vis al tău, ce e la Slobozia? Păi, în primul rând, bagheta magică înseamnă dublarea populației orașului, care este în scădere. Pe lângă faptul că a fost în scădere și acum începem să oprim acest ritm de scădere și să întoarcem procesul, obiectivul nostru este să dublăm populația
orașului, pentru că prin dublarea populației tu în primul rând îți crești capacitatea și economică și de producție și îți crești și bugetul, îți crești și capacitatea de a avea acces la, vă dau un simplu exemplu, la un teatru. Ai posibilitatea, deci teatru. Absolut. Sunt foarte multe în conceptul ăsta de dezvoltare, foarte multe elemente. Eu dacă aș avea bagheta magică, mâine și lucrăm la aceste două proiecte, centură de nord și centură de est, pentru că este nevoie de așa ceva. Al doilea lucru, parcul industrial mărit cu încă 100 de hectare, dacă se poate, și să dăm, dacă vreți, granturi pentru companiile din zona agroindustrială să vină să producă, agroalimentară, să vină să producă aici, să le dau posibilitatea să vină să producă. Asta mi-atrage și populații ușor-ușor din zona metropolitană a Bucureștiului, care știu ce înseamnă să trăiești într-un oraș cum e Bucureștiul, că îți pierzi 3 ore din zi doar pe drumuri și stres și încărcătură, când pot veni la Slobozia, un oraș de provincie la 100 de kilometri de București, de mare. O să se întrebe lumea acum și care e piața imobiliară. Da, piața imobiliară este în dezvoltare. Acum avem câțiva jucători din piața locală de imobiliară care au început să construiască blocuri, case, complexe de apartamente. Deci lucrurile încep să se miște și la noi. Dar dacă aș avea o baghetă magică, uite așa aș face ca lucrurile astea să se întâmple mai repede. Lăsând la o parte primarul din tine, fermierul din tine ce face? Că o întâlnire mai bună decât aici, iată, toate aleile sunt pline de fermieri, sunt convinsă că te opresc să te întrebe, în afară de cum e târgu, cum ți-e ferma, Dragoș? Da, am primit aceste întrebări, eu, dat fiind faptul că nu mai am posibilitatea, sunt un om care se dedică integral proiectului. Știu. Nu fac Știu. Două lucruri în același timp, pentru că mi-e prost și am văzut lucrul ăsta. Ferma soare și ferma telecuz, exact, știm. Văzând pe mine. Și atunci sunt dedicat total la, în partea cealaltă, la fermă, unde se ocupă familia mea. Lucrurile merg într-o direcție foarte bună, în sensul în care noi am reușit, încă de când eram eu la conducerea companiei, am reușit să accesăm un proiect european pentru construcția de silozuri. Avantajul este că am semnat contractele de finanțare și de achiziții înainte să vină această criză energetică, până să înceapă să crească prețul la fier, și efectiv a fost o mega afacere acest proiect, pentru că am construit un siloz care la ora asta nu mai poate fi construit decât cu cel puțin dublu sumei. Deci avem un proiect de 1.600.000 de euro din care noi am prin care noi am atras bani europeni vreo 800.000, 50%, și vă dați seama că am construit o capacitate de stocare de aproximativ 7.000 de tone cu absolut tot ce trebuie, totul nou, totul premium. Evident că este un avantaj în contextul în care prețul la cereale a crescut, cei care au depozitare au un avantaj competitiv. Și noi suntem în zona asta. Mai avem nevoie de o verigă foarte importantă acolo, și este o verigă care ține mai mult de factorul politic, este vorba de sistemul de irigații la care are acces nu ferma familiei mele, ci celelalte ferme și celelalte ferme, ceilalți fermieri, care trebuie reabilitat. Dați speranțe în ideea asta? Sigur, la ce vă, da, gândiți? Sigur că da. Noi punem presiune fermierii și nu noi. Uite, chiar acum în conferință se discută despre irigațiile din Dobrogea și din Ialomița. Este din Bărăgan. Este extrem de important. Sunt teme pe care nu le poate evita factorul politic, pentru că va ajunge să deconteze. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să-și facă treaba. Noi ne-am făcut treaba. Dar există treaba, posibilitatea, da, de a... Există, da? Sigur că da. Eu mai am o întrebare. La ora asta apa e gratuită pentru fermieri. Ce facem când nu o să mai fie, domnule Soare? O să plătim. Nu se pune problema. Important e ca noi să ne ducem... Din păcate plătiți și motorina la fel de scump ca toată lumea. Deci asta e ideea, să nu plătiți deci, la fel. Ideea este următoarea. Dacă ne raportăm la state mai dezvoltate și mai consolidate decât noi, da, noi putem să
ne uităm și să spunem, Doamne, ce bine e la ei și ce rău e la noi. Dar hai să ne uităm și în țările care sunt mai jos decât noi. E bine ce se întâmplă în Ucraina? Nu. E bine ce se întâmplă în alte țări sau în Moldova? Sau în alte țări care nu au capacitățile noastre? Nu vedeți că noi suntem totuși în lumea civilizată. Ne raportăm la ce avem la momentul actual, sunt consecințele acțiunilor noastre, absolut tot ce trăiește România și noi trebuie să facem schimbarea, nu poate să facă altcineva. Așa că este, ne vom raporta la contextul european, la contextul mondial și vom merge mai departe, așa cum merg și alții. Va fi la ei roz și la noi gri? Nu va fi. Va fi peste tot cam același context. Fiecare stat are capacitatea lui de a susține mai mult sau mai puțin anumite zone. Noi suntem într-o zonă strategică cu această industrie. Poți să iei omului, am spus-o și la, astăzi la începutul conferințelor, poți să iei omului libertățile, poți să iei mașinile, poți să iei concediile, poți să iei luxul, poți să iei ieșitul la restaurant, poți să iei multe lucruri, dar dacă ai luat mâncarea de pe masă, l-ai transformat într-o fiară. Și este extrem de periculos acest lucru, iar noi suntem în zona în care generăm această resursă fără de care nu se poate trăi. Biblia ne-a învățat că prima activitate organizată a fost lucratul pământului. Da? Despre asta discutăm.